O studentă din Nigeria a trăit spaima vieții ei la Arad. Garsoniera în care stătea cu chirie a fost răvășită în zorți de explozia violentă a unei butelii, urmată de un incendiu. Tânăra de 19 ani a ajuns la spital cu arsuri. Alte 10 locuințe au fost avariate de suflul exploziei. Zecile de locatari s-au speriat îngrozitor. Explozia s-a produs într-o garsonieră în care locuia cu chirie o tânără nigeriană. De dimineață, când s-a trezit, fata ar fi încercat să-și aprindă o țigară. A urmat deflagrația. Suflul a fost atât de puternic încât a scos ușile din țâțân pe tot palierul. În momentul când am vrut să intru înăuntru, s-a păscat clanța. O izbit odată așa, de o da cu mine așa până încolo la cameră. O început să ții pe săraca fată, eu am început să tremur. E zburat ușa, bineînțeles, m-a speriat. Na. Am auzit o bubitură foarte mare, de dormeam și m-am trezit, n-am știut ce s-a întâmplat. M-am gândit că poate a explodat o butelie pe moment. La ce bubuitură mare am simțit. Oamenii mulțumesc lui Dumnezeu că au rămas în viață. Locuințele lor însă parcă au fost răvășite de un bombardament. Ușile ni s-au afectate, adică afectate, că nu le-am putem închide. De la serviciu trebuie să stau acasă, să nu mai mă duc la lucru. Cauza probabilă o explozie a unei butelii urmată de incendiu. Incendiu lichidat în aproximativ 5 minute. Tânăra a ajuns la spital cu arsuri de gradul 2 pe 40% din suprafața corpului. Era conștientă când a luat-o salvarea. La spital a ajuns și o bătrână. În timp ce încerca să se salveze, femeia a căzut pe scări și și-a rupt piciorul. Un taxi.